Vremea rea nu vrea să părăsească județul Suceava. Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o informare meteo de vreme instabilă pentru următoarele zile. Astfel, de marți după amiază până vineri la ora 10 sunt vizate manifestări de instabilitate atmosferică accentuată. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Administrația Națională de Meteorologie precizează că cantitățile de apă vor depăși în perioade scurte de timp sau prin acumulare 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat.